Pe mine mai mult mă interesează astăzi ca săraci pensionari, oamenii care astăzi, cu părere de rău, supraviețuiesc din ultimele puteri, putem să-i spunem, știi? Că astăzi noi, când pensionarii, ei luptă pentru, într-adevăr, ei luptă pentru a supraviețui, foarte simplu. Și astăzi noi, dacă prima așa să fac eu, având un mandat macro de președinte, domnul Gonța, că nu poți astăzi lucruri să o faci șezând azi cu Gonța în emisiune. Dar dacă să o fac așa din pas și opoziția va vota, eu deja să le zic malăță și n-a zic că asta e inițiativa lui USAT, înțelegi? Mă, pe bune, încă o dată, că așa e viața de oameni, nu trebuie de catat aici PR politic și să aștept să-i se îngropi tăți pensionare, ca USAT-i pe asta să facă PR când vine la putere, știi, chiar că el o hotărât-o și nu o hotărât-o altă. Deci, ei ori introduce, nu ori introduce în Constituție rezultatul referendumului, ești de acord că n-a schimbat nimic? Toată lumea știe așa. Dar spuneți-mi, vă rog, dar dacă se introduce în Constituție a indexării pensiilor minim de la procentul inflației, ce înseamnă? Că mai mult poți să le dai la oameni pensii, dar mai puțin decât inflația nu. Uh-huh. Tu îți dai seama că asta e o metodă juridică concretă care ar asigura pensionarii și n-ar permite politicienilor să joace cu viețile oamenilor, înțelegi, da? Că când inflația e 8, se indexează cu 2. Inflația, deci indexarea pensiilor, indexarea pensiilor să fie cel sunt la nivelul inflației. Da. Ia că asta noi trebuie să o facem, înțelegi? Că dacă astăzi acest lucru va fi în Constituție, nu contează cine și când a să fie la guvernare, pensionarul astăzi o să fie protejat. Că ei oricum, deci oricum cine n-ar veni, tu ai văzut că cine nu vine până acum în 30 de ani, dar timpul ce să face? Hai să le dăm o leac la pensionare înainte de alegeri, ca și la doctor, profesor și așa mai departe. Se inventează cadouri de Paști. Băi, oameni buni, ori cadouri de Paști e pe 100 de ani înainte să aibă pensionarul câte 5.000 de lei, ori lăsați voi jelec, ba unul e cu blăjini, ba altul e, cu e legat de ziua independenței, ba e cu sărbătorile de iarnă și așa mai departe. Cum fix așa eu urăsc astăzi când merg pensionare și stau sărași sub ploaie, în vânt, în zăpadă, ca să seară niște sute de lei o compensație la căldură. Eu vorbesc de autoritățile publice. Eu când vedem asta la Bosnia, ne srupie inima. Alo, opriți-vă! Dați la toți pensionarii din țară, lui să vii pe card, nu mai trimiteți să șadă în rânduri, să piardă cunoștință de căldură, de foamete, la cozile astea imense, mai ales când rămâne puțin timp, și tăți primari anunță, băi, stimați pensionari, vă rugăm, veniți chiar că au mai rămas nu știu câte zile când puteți depuneți. Așa care n-au nevoie, așa care n-au nevoie pot să fie, pot să refuză, așa care au pensii enorme, noi astăzi avem pensionari care au pensii mai mari decât salarii unui om în care muncește la privat. Eu vorbesc pensiile de peste 15, peste 20 de mii de lei. Eu nu vreau să număr banii altora. Pe mine mă interesează că majoritatea, sute de mii de oameni, astăzi tot timpul cumva sunt folosiți și manipulați în diferite campanii prin pomenile